Ne bucurăm că avem încă o ocazie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Vă spunem un bun venit la emisiunea Întreabă Cuvântul. În seara aceasta suntem din nou împreună cu pastorii Alin Vădva și Valentin Dăneață. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vă invit ca la început să ne rugăm și să cerem călăuzirea lui Dumnezeu în studiu. Te așteptăm, Părinte, în numele Domnului Iisus, pe calea îndurărilor tale. Te rugăm să fii cu noi, cu Duhul Tău cel Sfânt și să faci ca cuvântul să fie viu în mintea și pe limba noastră. Mai mult decât atât, fă, Doamne, ca cuvântul să lucreze în noi planul sfințirii noastre din perspectiva lucrării Duhului Sfânt. Prin Domnul Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Ultimul studiu din seria Legământul cel veșnic al lui Dumnezeu se intitulează Viața în nou legământ. V-ați gândit cumva de ce avem nevoie de un asemenea studiu? Probabil că studiul acesta ar trebui să fie cel mai practic studiu din tot trimestrul acesta. Trimestrul, având la bază ideea de legământ, a mers destul de mult într-o zonă care să ne facă, din punct de vedere mental, să înțelegem planul lui Dumnezeu cu noi. Acum ar trebui să ajungem la partea în care să vedem rezultatul pe concret. Da, mă gândesc la cum a fost viața în Eden și în ideea aceasta că a fost viață, o viață frumoasă, o viață de plină, o viață cu bucurii, cu părtășie, o viață în care totul era bun, evaluat de Dumnezeu. Și cred că planul lui Dumnezeu este la fel și cu această refacere, cu cei care rămân în nou legământ. Vorbim de un cer nou și un pământ nou, dacă în contextul noului legământ, în care există viață frumoasă, există viață împlinită. Mm. Erau persoane care mergeau pe ideea că, Doamne, ce faci o veșnicie în ceruri, pe genunchi? Ce faci o veșnicie în mai în biserică? Să cânti din harfă, să cânti din harfă până îți cad degetele. Nu, este o viață împlinită. Împlinită în multe lucruri care depășește ce putem înțelege astăzi sau ce am trăit în viața aceasta. Mm-hmm. Mi-aduc aminte studiul trecut. Terminasem cu ideea făgăduințelor lui Dumnezeu și la ideea faptului că ar trebui să ne bazăm pe făgăduințe. Matei 11 cu 30 ni se spunea: jugul meu este bun. Acum, cu tot dragul, vreau să cred ceea ce îmi spune Alin, că e o viață frumoasă și așa mai departe, dar Domnul Iisus Hristos spune: fiți atenți că e jug. Și s-ar putea ca la început, până te înveți să tragi cum trebuie, să te zbați în jug de mama focului. Nu știu, poate că sunt mulți orășeni aici, n-au putut să vadă, dar eu am văzut boi vițeluși puși la jug pentru prima dată. Și să-i vedeți cum trag ei până când își fac bătătura aici. Până când își fac bătătură, e jale. După aceea e bine. Nu știu, sper din tot sufletul să nu semene toată treaba asta cu un fel de abdicare, cu un fel de împăcare cu soarta. N-ai, și așa n-ai încotro, măcar să-ți placă. Nu, dar este vorba de un soi de disciplină care apare aici, fără de care nu putem gusta împărăția lui Dumnezeu și nici nu putem înțelege pe Dumnezeu. Sigur, acum în contextul nostru de astăzi, să spui că jugul este bun, e o contradicție în termeni. Mai mult de atât. Așa, eu cred că jugul, clar, este ceva care chinuie, care muncește, care obosește, care e adevărat, după ce se face bătătura aceea, devine parte din viață și lucrurile se rezolvă, dar n-are nimic bun. Tocmai asta este, Dumnezeu transformă lucruri care, mă rog, anulează lucruri care erau rele, care chinuiau și aduce lucrurile bune. Stau și mă gândesc dacă o intra cineva în ceruri fără bătătură.
Bătătură la inimă, nu la ceafă. Cred că bătăturile au un rol în apariția caracterului sau în cizelarea caracterului. Aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui lucru. Pastorul Văduva menționa ideea de ce faci în cer timp de o eternitate. Textul de memorizat spune: eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Și îndrăzni să spun că termenul din belșug nu se referă numai la durata vieții, ci la bogăția ei, la frumusețea ei. Ceea ce cred că, de fapt, spuneați și dumneavoastră. Sunteți de acord? Singur. Există acest termen belșug și noi ne gândim la multe lucruri. Nu l-aș lega doar de lucruri. Avem posibilitatea să vizităm mult. Avem multe perspective care cu siguranță depășesc ceea ce astăzi putem. Dar ideea este că vom avea o viață împlinită, cu satisfacție, în care, e adevărat, nu va fi oboseală, dar nici nu va fi plictiseală. Nu va fi ceva care să, cumva, să minimalizeze frumusețea locului. Și dincolo de obiecte și de asta, eu cred că viața acolo este din belșug pentru că o trăiești cu Iisus, o trăiești cu Tatăl, o trăiești cu cei care ai fost în legământ, care pe pământul acesta am avut niște limite, pentru că nu-L puteam vedea pe Tatăl, nu puteam vorbi direct, aveam o relație, dar într-un context, cum este contextul acesta, dar acolo să-ți regăsești prietenul, să regăsești persoana cu care o viață întreagă, la care te-ai rugat, te-ai închinat și pe care ai dorit-o, eu cred că este cel mai frumos. Și cred că farmecul cerului nu sunt merele, perele, bananele și animalele frumoase și blânde, ci Iisus Hristos. Și noi mai vorbim de... Mi-ar face mare plăcere, abia aștept să stau de vorbă cu Samson, să stau de vorbă cu Pavel, să stau de vorbă cu oameni care... Ai ce să stai de vorbă. Asta este doar așa o mică parte întunecată. Cam atât a rămas pe pământul nostru acum, să mai stăm de vorbă unii cu alții. De asta și cerul îl oglindim tot cam așa, aș zice. Cam ce tânjim. Da. E bine că putem sta de vorbă. Mă gândesc la un lucru. Dumnezeu a avut mari dificultăți să ajungă la nivelul înțelegerii noastre. El a coborât aici, la noi, și asta a putut să o facă. Numai ca să coboare cerul în toată imensitatea sa la nivelul înțelegerii noastre acum, nu mai poate face. Și atunci rămâne să nu, eu știu, să nu încercăm să-l înțelegem, că nu putem. Când a fost vorba să ia pe evrei din Egipt și să-i ducă în Canaan, le-a spus: curge lapte și miere acolo. Și noi astăzi citim și spunem: băi, erau naivi, erau niște sclavi, nu mâncaseră de multă vreme și a trebuit să ia cu mâncarea, cu lapte și miere. Noi nu suntem departe de ei. Nu ne mai trebuie lapte și miere astăzi, dar ne trebuie altfel. Cine știe ce ne trebuie? Computere, chestii. Și tot încercăm să ne facem o idee despre cer. N-are rost. Chiar n-are rost. Ce ochiul n-a văzut, mintea nu a înțeles vreodată. Să avem încredere în Dumnezeu, atâta tot. Să avem încredere că ne va da El și va fi frumos. Asta e singura șansă. Cred eu. Nu cred că este un păcat să-ți dai drumul la imaginație. Corect. Dar să fii decent cu imaginația. Și cu... A fost un joc de a putea și a nu putea. Dar da. Vă mulțumesc. Dacă am terminat jocul, vă propun o idee. Putem avea viață din belșug aici pe pământ, în cadrul legământului nou, în ciuda jugului? Cam aici aș fi vrut să ajung când am discutat despre viața în belșug. Deci, eu cred că da, dar acum e o diferență între belșugul din ceruri, mm-hmm, belșugul de pe pământ. Am întâlnit o situație de un om care a fost o conjunctură nefericită în închisoare și l-am întrebat cum a fost. Așteptam să spună groaznic, că a avut nu știu câte lipsuri.
că a avut probleme, că a avut nu știu câte complicații. Și omul spune, poate n-ați folosit termenul, am avut o viață din belșug. Adică am fost bine. Nu știu când a trecut timpul. Nu m-am plictisit, am citit, am stat de vorbă. Adică și-a umplut în locul unde se află. Sunt oameni care sunt dependenți de anumite locuri. Eu nu pot avea viață de plin dacă sunt în România, dacă sunt în America, sunt în regulă. Sau nu pot avea viață din deplin, mai ales pentru tineri, dacă n-am telefonul cu mine. Sau n-am net. Nu, eu cred că indiferent unde suntem, ține de noi să umplem viața. Bine, de noi. De relația cu Dumnezeu, de legământul cu Dumnezeu, să poți să ai o viață de plină. Și sunt niște exemple în Sfânta Scriptură, spre exemplu, Moise, în pustie, într-o călătorie de 40 de ani, a avut o viață din belșug. N-a fost condiționată de geografic, n-a fost condiționată de obiecte. Și asta mie mi se pare foarte important. Astăzi oamenii sunt dependenți. Și uneori poate că sunt dependenți de biserica lor, sunt dependenți de anumite obiceiuri pe care și le-au făcut, de anumite mâncăruri, de multe alte lucruri. Nu, dacă viața noastră se alimentează din Dumnezeu, indiferent de locul unde suntem, ea va fi deplină și va avea satisfacție. Dați-mi voie să citesc câteva versete din cartea lui Iov, la început, și alte câteva versete le voi lăsa pe mai târziu, tot din cartea lui Iov. Dar voi începe cu Iov 31. Mi se pare că este fascinant să citești în Vechiul Testament un model de viață născută și trăită din forța noului legământ. Versetul 13. Dacă aș fi nesocotit dreptul slugii sau a slujnicei mele când se certa cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Cel ce m-a făcut pe mine în pântecele mamei mele, nu l-a făcut și pe el? Oare nu ne-a întocmit același Dumnezeu în pântecele mamei? Dacă n-am dat săracilor ce îmi cereau, dacă am făcut să se topească de plâns ochii văduvei, căci mi-am mâncat singur pâinea, fără ca orfanul să fie avut și el partea lui din ea, eu care din tinerețe l-am crescut ca un tată, eu care de la naștere am sprijinit pe văduvă, dacă am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit de lâna mieilor mei, dacă am ridicat mâna împotriva orfanului, pentru că mă simțeam sprijinit de judecători. Și acum vă rog, haideți la 29 mai departe. Dacă m-am bucurat de nenorocirea vrăjmașului meu, dacă am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, eu care n-am dat voie limbii mele să păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem, dacă nu ziceau oamenii din cortul meu, unde este cel ce nu s-a săturat din carnea lui, dacă petrecea străinul noaptea afară, dacă nu mi-aș fi deschis ușa să intre călătorul, dacă mi-am ascuns fără de legile ca oamenii sau ca Adam și mi-aș fi închis nelegiuirile în sân pentru că mă temeam de mulțime, pentru că mă temeam de disprețul familiilor, ținându-mă deoparte și necutezând să-mi trec pragul. Și în final, capitolul 31 se încheie cu: aș vrea să-mi răspundă cel atotputernic, să-i pot purta scrisoarea pe umăr, să o leg de fruntea mea ca o cunună, să-i dau socoteală de toți pașii mei și să mă apropii de el ca un domn. Așa ne învață Scriptura că ar fi o viață plină în noul legământ. Să poți să-i dai socoteală lui Dumnezeu de fiecare pas al tău și în timp ce faci treaba asta, să te apropii de El ca un domn. Ca un prinț. Frumos.
Vă mulțumesc. Haideți să luăm câteva cazuri practice. Ce aduce noul legământ? Și dacă ar fi să le luăm în ordine cronologică, care este primul rezultat al intrării într-un legământ nou? Eliberarea de o povară. Ok. Că devină, să poți să fii liber. Să poți să se spună în dreptul tău nevinovat, curat. Uneori, de cele mai multe ori, povara aceasta a păcatului, povara sufletească, neliniștea, aduce multă greutate în viața unui om. Unii oameni chiar cad doborâți de greutatea aceasta. În legământ cu Dumnezeu, povara asta nu mai este. Jugul ăsta este luat. Este o eliberare. Mulțumesc. Cred că pacea aceasta doar acest lucru. Dacă doar pace am primit din legământ, ar fi suficient ca să avem viața din belșug. Fiți atenți puțin la psihologie aici. Psihologia ne spune că odată ce vinovăția și-a făcut loc în viața noastră, vinovăția nu mai poate să iasă de acolo. Și chiar dacă are loc uitarea, nu are loc iertarea. Foarte greu un om se iartă pe sine, foarte greu iartă pe altul. Și chiar dacă apare, repet, chiar dacă apare uitarea, rămân frustrările. Rămâne condiția aceea de nesiguranță și întotdeauna de culpabilitate pe care un om o are, nu neapărat datorită faptului că are un schelet în dulap și știe despre ce este vorba, ci datorită unui sentiment foarte comun, că oricum ar da-o tot vinovatie. Ei bine, în timp ce societatea noastră este confruntată cu această realitate și psihologia încearcă să rezolve problema asta în fel și chip, Iisus Hristos țintește exact la realitatea asta și spune, uite, nu mai este nicio osândire, Romani 8:1, pentru cei ce sunt al lui Iisus Hristos. Adică aici apare funcția credinței. Pentru un credincios. Credința în Iisus Hristos este atât de mare, cunoașterea de Iisus Hristos este atât de deplină, experiența cu El este atât de dulce, atât de bun este Domnul, încât nu mai rămâne nimic din sentimentul de vinovăție caracteristic oricărei persoane care trăiește pe pământul acesta. Șterge Dumnezeu treaba asta. Vindecă. Mă uit. Și aici e o problemă. Poate că o dezbatem sau poate că nu, cum doriți. Dar mă uit foarte mult la creștini care nu iasă din sau de sub sentimentul de vinovăție. Stau acolo. Au impresia că dacă plâng și gem, aceasta este cea mai bună dovadă a faptului că sunt neprihăniți sau acceptați de Dumnezeu. Și deși Sfânta Scriptură spune la un moment dat că oamenii care plâng și gem din pricina nelegiuirilor vor primi un semn al lui Dumnezeu și sigilarea pe frunțile lor, cu toate astea, Iob spune în versetele pe care le-am citat, zice așa, dacă aș fi nesocotit dreptul slugii sau slujnicei mele când se certa cu mine, ce aș putea să fac când se ridică Dumnezeu? Ce aș putea răspunde când pedepsește El? Cu alte cuvinte, Iov spune așa, în momentul final de judecat, elementul care stă la baza celui care se apropie de Dumnezeu ca un domn, este o viață curată, obținută pe pământul acesta prin relația cu Dumnezeu. De unde, cum există lucrul ăsta? Și legământul ar trebui să furnizeze o astfel de viață celor ce sunt în legământ. Era în studiul de săptămâna trecută textul acesta, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Eu cred că orice om
care poate are dubii sau se gândește dacă se merită sau nu un anumit efort în relația cu Dumnezeu, eu aș recomanda cel puțin să încerce. Să încerce, să guste. Să vadă. Se merită, aduce ceva bun. Și adevărul este că în multe situații, până nu gustăm, nu știm ce pierdem. Dar în momentul când ai gustat și ai descoperit lucruri bune și frumoase, gustul ăla n-ai cum să-l mai uiți. Gustul acela, la un moment dat, te va împinge către lucrul acela. Eu cred că asta înseamnă viața. Eu v-am gustat și a văzut cât de bun este Domnul. Și valorile lui Dumnezeu și le-a adus în viața lui. Să poarte frumos cu slujitori, ceea ce este o ciudățenie, cum să te porți frumos cu subaltern sau cu oameni care iei la mână. Eu vă înțeles valorile lui Dumnezeu și de fapt asta înseamnă viața în nou legământ. Nu doar vorbe goale, ci înseamnă un stil de viață divin adus pe pământul ăsta. Sunt oameni care spun, e imposibil. Acolo, într-un fel, aici, e altfel. Iisus a adus valorile astea aici. Și sunt oameni în Vechiul Testament și în Noul Testament care au trăit cu acele valori. E adevărat că lumea nu i-a prețuit cum ar fi trebuit, poate pe unii dintre ei chiar i-au omorât. Dar valorile acestea au adus satisfacție. Gândiți-vă, na, știm foarte bine tradiția creștină, vorbește despre Petru care atunci când a auzit că este condamnat la moarte prin crucificare, a zis, nu, vreau altfel, e prea mult pentru mine. Adică grija lui era în altă parte. Un om care era în fața unei situații total nefericite. De asta eu cred că valorile acestea aduse în viața noastră va ajuta, cum avem și în studiul nostru, să convingă și pe alții că se poate, că e bine, misiune. Odată, deci, în viața celui ce trăiește în nou legământ, nu mai este nicio osândire. Corect? Corect. Roman 8 cu 1. Roman 3 cu 24. Ei sunt neprihăniți fără plată. Iar o problemă de psihologie. Și vreau de psihologia noastră. Când zice fără plată, ne introduce într-o zonă de mare nesiguranță. Că dacă nu-i plată, atunci de unde știi că ai primit neprihănirea? Știți? Că dacă ar fi plată, e cam așa. Am făcut, uite... Am schimbat un lucru pe celălalt. Da, deci am făcut trei penitențe sau trei faceri de bine și după acestea trei faceri de bine, Dumnezeu m-a declarat neprihănit. Și am un element de raportat. Când, domnule, când s-a întâmplat treaba? Păi am făcut trei chestii bune. Și, bun. Dar dacă nu ai astea trei chestii bune și zice că ești socotit neprihănit, de unde știi că ești socotit neprihănit? Și dacă nu ești socotit neprihănit? Ha? Dacă nu ești socotit neprihănit? Dacă doar îți închipui? Și ajungi într-o zonă de nedeterminare. Omul nu mai este sigur. Pentru că nu este sigur pe el însuși. Că întotdeauna, singurul loc unde noi putem să fim siguri, suntem noi. Și aici nu mai avem siguranța în noi. În zona aceasta de nesiguranță mai intră și situația în care, dat fiind faptul că lucrurile fără plată sunt de o valoare îndoielnică, punem la îndoială valoarea neprihănirii? Da, nici nu știu. M-a iertat. Cum îți explici, Ionel, că pentru un singur păcat ne rugăm câteodată de 100 de ori? Exagerez, da? Dar ne urmărește păcatul ăla atât de mult în timp, încât în continuu zici, Doamne, iartă-mă, Doamne, iar mi-a venit în minte, Doamne, oare m-a iertat? Te rog eu frumos, iartă-mă. Explicați-mi aici, cumva. În ce constau greșelile pe care le facem noi vis-a-vis de a fi socotit neprihănit? Unde-s greșelile pe care le facem? Și cum ar trebui să funcționeze această socotit neprihănit fără plată?
Și zice mai departe, versetul 25, prin credință. Care ar fi greșelile? Care ar fi... Prima greșeală este lipsa credinței. Și care ar fi efectul? Păi asta mă îndepărtează de Dumnezeu. Mă înstrăinează. Și nu-L mai înțeleg, nu-L mai cunosc. Bun. Și la nivelul practicii credinței mele de fiecare zi? Mi-aduce teamă. Așa. Mă sperie. Eu mă resemnez. Dom'le, n-ai cum, uite, ai făcut o dată, am mai făcut-o și a doua oară. Deci este limpede că nu te mai uiți la Iisus Hristos, ci mă uit la cine mă uit? Mă uit la mine toată ziua. Tata am făcut așa când m-a luat la judecată. M-a luat la judecată pentru o greșeală, o lua din urmă și zicea, păi tu știi ce ai făcut, mă? Mă, tu ți-aduce aminte când ai făcut-o și pe aia, și pe aia, și pe aia, și pe aia. Și evident, până se terminau toate, eram ferm convins că merită o bătaie de nu se poate. Bun, așa facem noi în legătură cu noi înșine când zicem am făcut-o și pe aia, am făcut-o și pe aia, am făcut-o și pe aia. Da, uneori alunecăm pe drumul ăsta, al descurajării, drumul ăsta care pur și simplu ne înstrăinează de Dumnezeu. Ne dă un alt drum, o altă perspectivă și vorbeam de ce unii oameni au ajuns aici, pentru că gândesc un Dumnezeu care te pedepsește, Dumnezeul Vechiului Testament, așa cum este mentalitatea creștină, Dumnezeu însetat de sânge, un Dumnezeu care gata, păi când am atâtea greșeli la activ, mai poți să scoți capul? Ori... E ușor sau greu să obții iertarea? Că uneori parcă ți-e frică de o iertare e ușoară. Vi s-a întâmplat vreodată să-ți fie frică de o iertare ușoară? Că ai scăpat prea ușor, merita mai mult, dar vorbim în studiul de săptămâna trecută, că iertarea totuși nu e ușoară. A costat ceva. Iisus a trebuit să moară. A costat sânge nevinovat. Nu e, adică a trata iertarea așa în modul simplist, ca fiind din pix, sau a zis iertat și cu asta basta. Nu, nu. În spate este un mecanism. Dar m-aș mai lega de ceva și acest fără plată. Pe lângă perspectiva aceea, care poate să aducă tristețe, eu cred că poate să aducă și ceva pozitiv. Domnule, sunt oameni care spun... Eu n-am bani sau eu n-am cu ce să ajung. Eu am atâtea lipsuri încât mi-e frică să sper că îmi pot cumpăra o mașină, că îmi pot cumpăra o casă, că îmi pot cumpăra mântuire. Că n-am cu ce, mai ales că sunt păcătos. E fără plată. Cineva a plătit, cineva îți dă un cadou. Accesibil. Accesibil. Ți-l pune în brațe. Bun, și atunci nu se poate întâmpla ca să îl iau prea ușor? Harul ieftin. Da. Și atunci, pentru a evita harul ieftin, unde ajung? Eu sper că nu în șanțul celălalt. Asta mi-e teamă, că ajungi în șanțul celălalt și zici, aolo, păi trebuie să mă învăț minte. Acum, între cele două, realitatea este undeva la mijloc. Adică știți că David vorbește în Psalmul 51, îmi cunosc bine fără de legea și păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. El vrea să ia bucuria mântuirii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, el este foarte conștient de faptul că educația vis-a-vis de urmările păcatului trebuie să fie un proces pe termen lung în care eu trebuie să văd ce am greșit. Să fiu realist, să-mi îndrept lucrurile și să nu iau ușor. Gata, domnule, am greșit, le-am făcut pe toate. Deci de azi încolo, uit tot, sunt ca cel mai nevinovat om. Și uneori avem pretenția asta, să fim tratați personal ca cel mai nevinovat om. Nu se poate așa. Păcatul stă înaintea ochilor noștri ca și consecințe, dar ca și vinovăție înaintea lui Dumnezeu, probabil că aici este locul credinței. Credința trebuie să rezolve problema. Mulțumesc. După eliberarea de vină care aduce pace în suflet, ce urmează? O inimă nouă. Pentru că dacă sunt eliberat de vină, sunt curat, sunt spălat și mă murdăresc înapoi. Și viața este un circ, un,
un ciclu care se repetă de fiecare dată, aceleași greșeli, cu ridicări frumoase, cu căderi spectaculoase, nu a făcut nimic. E nevoie de o schimbare a inimii, de o schimbare a mentalității, o schimbare a felului de a gândi, o schimbare a sentimentelor, o schimbare profundă ca să putem să ne bucurăm de această eliberare și de această iertare. Psalmul 51 zice așa: întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Versetul 9. Versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Inima nouă, împreună cu duhul nou și statornic, face trimitere la schimbări sau la schimbarea sau la vindecarea dramatică, fundamentală, pe care o face Dumnezeu într-un om. Deci, eliberarea de vină înseamnă iertare. Dar dacă se rămâne la nivelul acesta, lucrurile nu numai că sunt incomplete, dar sunt și periculoase. Pentru că s-ar putea întâmpla să fii iertat, dar să nu fii schimbat și rămâi același hoț și pervers, ca și întotdeauna. Iar iertarea nu face altceva decât îți dă posibilitatea să păcătuiești din nou. Asta, aici apare ideea de schimbare. Și schimbarea, spune versetul 12, aduce bucuria mântuirii tale. Mulțumirea, bucuria, satisfacția vine pe măsura schimbării. Și bucuria are rezultatul ei, iertați-mă, eliberarea de vină are rezultatul ei, are pacea și liniștea. Dar bucuria ține de momentele victoriei și biruinței împreună cu Hristos, care amintesc de schimbare. Mulțumesc pentru că am menționat iertarea. Mi-am adus aminte de, și pentru că l-ați menționat pe Bonhoeffer, mi-am adus aminte de ideea aceea: harul ieftin este predicarea iertării fără a cere pocăința. Deci a rămâne în starea de iertare fără transformarea adusă de pocăință nu este de fapt o stagnare, ci este ai posibilitatea sau certitudinea să regresezi, să cazi înapoi în starea în care erai înainte. Am o mică experiență așa legată de subiectul ăsta. Cu câțiva ani în urmă am făcut un teen serve la Bușteni. Cu câțiva tineri am adunat toate gunoaile de pe un traseu montan. Și, mă rog, au fost destul de multe, mult mai multe decât îmi imaginam. Și la un moment dat s-a întâmplat că cineva ne-a depășit dintre turiști. Noi adunam și exact în fața noastră a luat o Eugenie, a desfăcut-o și hârtia aruncată jos. Și soția l-a certat: ce faci, de ce arunci? Ei, lasă că adună aia, așa, așa. Ei sunt acolo. Și am auzit. Creștin fiind, m-am abținut. Dar m-am simțit jignit. M-am simțit desconsiderat. Cred că la fel și Iisus, care a făcut curat în viața noastră, și noi mai aruncăm. Lasă că Iisus iartă. Lasă că Iisus primește. Și atunci gunoaiele, mergem pe ideea, El prestează niște servicii, doar să-mi fie mie bine și comod. În păcat. Ori cred că îl jignim pe Iisus. Eu cred că atunci când ne-a curățit, e foarte important să rămânem curat, să-i cerem putere, să rămânem curați, să ne dorim, să ne rugăm, să cerem Duhul Sfânt ca să rămânem curați. Pentru că asta este satisfacția. Și eu cred că, vorbind în contextul legământului, bucuria noastră trebuie să fie bucurie și pentru Dumnezeu. Dacă într-un legământ doar unii se bucură și alții plâng, e o problemă cu legământul ăla. Ori, haide să facem lucrurile care îl bucură pe Dumnezeu, care îi aduc satisfacție, care îl fac și pe Dumnezeu să spună: e bine că l-am iertat. Mă bucur că l-am primit. Și atunci înțelegerea, relația merge pe un nivel foarte frumos. Ce
caut aici textul care spune du-te, de cheamă pe bărbatul tău și vino aici. Ce rost are? Eu lua de femeia cananeancă, samariteancă, pardon. Samaritan. Femeia samariteancă, Domnul Iisus Hristos care îi spune, știi ce? Ok, am înțeles, dar du-te tu și ia pe bărbatul tău și vino aici. Sincer? Nici eu nu știu. M-am tot gândit la... poate că să fie ideea aceasta, rezolvă lucrurile din viața ta. Intră în zonele unde sunt probleme. Pentru că pocăința nu înseamnă doar să dai cu lavabilă pe deasupra. Ci înseamnă să intri în zone unde nu-ți face plăcere, dar unde trebuie să faci curat. Te mai duci în beci, unde sunt păiejeni, unde nu prea intrat. Și ai avut în momentul dat senzație, lasă-le acolo că am uitat, le-am șters și... Nu, du-te și la frățiorul cu care de 20 de ani te eviți. Rezolvă. Fă curățenie pe deplin și în zonele alea grele. Eu cred că pentru femeia aceea, ai spune despre bărbat, despre soț, era o întrebare grea. Dar a fost sincer și a spus. Păi sigur că era o întrebare grea, pentru că nu era nici pe departe cultura de astăzi în care promiscuitatea e o chestie de modă. Acolo, a nu avea un bărbat era o problemă. A trăi în concubinaj era o a doua problemă. Ai luat soțul alteia? A spune cineva public treaba asta, a se afla lucrul ăsta, era o a treia problemă. Și Domnul Iisus Hristos era la nivelul 3. Îi spune direct, uite, du-te, adu bărbatul tău care l-ai acum, pentru că ai avut vreo 5 și ăsta care este acum nu ți este bărbat. Este exact zona de durere. Este exact zona de disconfort. Și acolo atunci, unde intră Iisus Hristos. Și atunci era un test al pregătirii ei să-L primească pe Iisus? Da, asta arată limpede că Domnul Iisus Hristos nu ocolește zonele sensibile. Mântuitorul nu vrea să te facă sau să ne facă pe noi să ne simțim foarte confortabil când venim la biserică. Nu de asta ne cheamă El la biserică. El ne confruntă cu noi cu riscul de a avea probleme. Pentru că oricum avem probleme. Așa este, în procesul vindecării nu e doar cu masaj. Uneori e nevoie de operație. E nevoie să tai. Adică rezolvarea problemelor înseamnă să le înfrunți, să te lupți cu ele, să le recunoști, uneori să te murdărești, dar să nu le eviți. Pentru că în foarte multe situații există evitarea asta pe ideea lasă că s-a șters, că s-a... Nu, hai să le rezolvăm. Dacă n-ar fi Iisus Hristos, n-am ști ce e dragostea niciodată. Nici fără cruce n-am ști ce e dragostea, dar nici fără momentul ăsta n-am ști ce este dragostea. E foarte interesant că lângă Ioan 4:16 se pune Efeseni capitolul 3, care spune dragostea lui Hristos să locuiască în inimile voastre ca să puteți înțelege lungimea, adâncimea, lărgimea, înălțimea dragostei. Păi vreau să vă întreb, asta du-te, cheamă pe bărbatul tău, asta e dragoste? Nu prea sună dragoste. Deci tipul ăsta de dragoste nu mai este recunoscut între noi. Asta este dragoste, care vindecă, care corectează, dar pe care noi nu mai recunoaștem ca fiind dragoste. Se numește tough love. Se numește? Tough love. Tough love. Okay. Dragoste aspră. Eu cred că este dragoste adevărată. De ce? Pentru că Iisus, deși știa despre ea și a dovedit că știe, stă de vorbă cu ea, îi arată dragoste. Adică acceptarea e un lucru extraordinar. Pentru că fără dragoste, fără... Haideți să fim realiști. Un om poate face lucruri extraordinare când se simte iubit, când se simte acceptat, când se simte ajutat, în ciuda marilor greșeli pe care le are. Fii atent. Avem impresia de cele mai multe ori că oamenii ne iubesc datorită faptului că suntem buni și suntem neprihăniți. Datorită acestui lucru ne ascundem și părțile slabe și păcatele. Avem de asemenea convingerea că dacă ar afla cât de păcătoși suntem și cât de răi suntem, nu ne-ar mai iubi nimeni. Probabil că nici noi nu ne-am mai putea iubi.
Probabil că noi am fi primii care nu ne-am mai iubit. Din cauza asta este surprinzător că Domnul Iisus Hristos spune, știi ce? Spune-mi toate păcatele tale și atunci eu te iubesc mai mult. E surprinzător. Este un fel de dragoste de asemenea care nu există. Ar avea așa o mică nuanță dragostea părintească. Îți știi copilul cu plusuri, cu minusuri, îl iubești, e al tău. N-ai cum. Chiar dacă te-a supărat, chiar dacă... Îl iau așa la pachet cum este. Și adevărul, așa face Dumnezeu cu noi. Adică Dumnezeu ne știe bine greșelile, ne știe bine murdăria, cât de gravă este, și totuși, hai împreună, hai să facem curat, hai să te ridici, hai spre viața aia frumoasă. Da, să te iubească El mai mult atunci când scoți din desagă tot ceea ce ai ascuns? Dumnezeu ne iubește atât de mult încât niciodată nu va condiționa iubirea de stările noastre. Mă gândesc la faptul că asta e toată treaba aici. El oricum le știe. Oricum le vede și desagii pe care îi avem noi, oricât de lungi ar fi și adânci ar fi, nu reușesc să ascundă nimic înainte ochilor lui Dumnezeu. Și dacă totul e descoperit, probabil că singurul lucru care mai rămâne este să zici, Doamne, ai milă. Bine, e ciudat cum că Dumnezeu cu astfel de oameni vrea să facă legământ. Știi, nu-i bine. Să zicem, poporul Israel. Și face un legământ de vindecare, nu doar de acoperire. Da, un legământ sănătos în care hai să tăiem ce de tăiat, hai să nu superficialități. Asta este, de fapt, și mă tem că problema creștină de astăzi este superficialitatea aceasta. Ei, luăm ce-i mai ușor, luăm ce-i mai frumos. Nu e regulă, pentru că nu e complet. Și de aici apar niște denaturări destul de ciudate. Ori e, hai să fim cinstiți, hai să rezolvăm corect, hai să aducem procesul acesta să fie sănătos, să fie fără ascunzișuri. De asta spune, mărturisiți-vă unii altora, te duci să n-apună soarele. Adică niște lucruri dureroase, clar. Să spui, te rog frumos să mă ierți, uneori este cel mai groaznic lucru. Mai bine sapi un hectar de porumb. Dar e nevoie de asta. Asta este drumul, medicamentul pentru vindecare. Și adevărul este că cine urmează tratamentul ăsta, după aceea se va simți ușurat. Am dat greutățile din spate, de pe inima mea. Le-am dat jos. Mă simt eliberat, mă simt bine. Și am bucurie, cum amintește în studiul acesta. Mulțumesc. Pentru că discutăm de bucurie, după inima nouă urmează bucuria ca efect al legământului? Da. O bucurie care nu are nimic a face cu bucuria lumească, firească. O bucurie care are ceva sfânt, are ceva sacru, are ceva sănătos și bun în același timp. Vedeți, noi astăzi trăim într-o lume în care oamenii vânează bucuria. Și cu cât o caută mai mult, cu cât plătesc mai mult, cu atât au mai puțină. Și se simt, sau de multe ori se simt păcăliți. O iluzie a fost bucuria aceea. Nu, eu cred că în Dumnezeu putem să fim fericiți având bucuria iertării, având prietenia aceasta cu El care ne dă o altă perspectivă și având în vedere și cuvintele și făgăduințele sale. Cred că a atins un punct nevralgic aici. În foarte multe situații creștinii se văd chemați la același soi de bucurie pe care o găsim la petrecerile mondene de astăzi. Și am vrea să fim tot atât de nebuni în bucuria noastră ca și în nebunia lumii, pentru că suntem oarecum ispitiți să credem că așa trebuie să fie bucuria. Când ai spus că există o bucurie duhovnicească, altfel de bucuria lumii,
Aș vrea să întreb dacă noi mai chiar credem lucrul ăsta și dacă mai suntem convinși de treaba asta. Că, încă o dată, parcă vrem să ne bucurăm ca ei. Apostolul Pavel spune că ei vă cheamă la o nebunie de plăceri și acolo vă invită ei și totuși el spune nu vă duceți bucuria Duhului altfel. Cum e bucuria Duhului? Păi, bineînțeles că bucuria asta nu înseamnă... Mă rog, de multe ori viața de credință este gândită ca fiind cea care plânge non-stop, care este tristă, care întotdeauna are o stare din aceasta tristat și așa mai departe. Nu, vorbim despre o bucurie profundă care vine din interior spre exterior. Venim de o bucurie care nu este, să spun, necontrolabilă. Are niște valori, are niște principii. Nu este o bucurie destrăbălată, nu este o bucurie asociată cu anumite vicii, cu anumite păcate, nu este o bucurie care de multe ori n-are nicio bază, ci este o bucurie ce vine din Dumnezeu. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea. Un text așa exact opus, 1 Petru 4:4, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Aici potopul de desfrâu este înțeles astăzi ca fiind bucurie. Parte de zaifet, parte de distracție, parte de sărbătoare, parte de când s-au la Sinai, când s-au ridicat să mănânce și să joace, erau la potopul de desfrâu de tip egiptean. Același lucru. Oamenii înțeleg că aia e bucuria. Așa cred și am prieteni care îmi spun, uite, am fost în weekendul cu tare și am băut atâția litri și uneori vorbim despre 10 de litri și nu știu ce băut. Și zic că, bun, și te-ai bucurat? Da, m-am bucurat foarte mult. Și a doua zi cum a fost? A doua zi am plâns. A doua zi a trebuit să mă duc la spital. A doua zi a trebuit să îmi dau seama că bucuria aia mă costă și plătesc. Pentru că este o falsă bucurie. Da. Eu mi-aduc aminte de un coleg care mi-a spus în toiul zaifetului, cum îi ziceau ei, sunt gol. Cuvintele astea le țin în o viață. Sunt gol. Și bucuria zaifetului n-a putut să-l umple. Nu, dar nu era bucurie. Chiar nu era bucurie. Era o intoxicație chimică, era zarvă, era vorbă, era nu știu ce, dar o mare prăpastie, un gol interior imens. În momentul în care omul se desparte, se rupe de singurul lucru care poate să-i aducă bucurie, așa nume Duhul Sfânt. Și în loc de Duhul Sfânt are spirit sau alcool sau alte lucruri. Mulțumesc. Cred că învățăm din aceste lucruri că bucuria, pacea, speranța, toate acestea au aspecte sau varietăți umane care sunt superficiale, de scurtă durată, care nu aduc satisfacție și există versiunea divină pe care Dumnezeu ne oferă în cadrul legământului, care are efecte de lungă durată, efecte vindecătoare. Sigur. Vreau să mai accentuez. Mă rog. Cu Dumnezeu în legământ există bucurie. O bucurie sănătoasă. Există un verset în Sfânta Scriptură în care spune mare bucurie este în cer. Și vă amintiți în ce context? Pentru un suflet. Pentru un suflet care se întoarce. Nu e vorba de băutură, nu e vorba de nu știu. Sunt alte valori, dar există bucurie. Iarăși mă întorc la ce am spus mai devreme. Gustați adevărata bucurie în Domnul. Și asta va aduce lucruri frumoase pe care poți să le oferi și semenului tău. Pentru că speranța, neprihănirea sunt asociate cu bucuria. Duhul Sfânt, roada Duhului, una dintre ele este și partea aceasta. În ceruri va fi bucurie. E adevărat că noi avem distorsionată ideea de bucurie. Și e adevărat că e complicat să te bucuri, să zici că sunt bucuros pe deplin când ești la o mormântare. Că mergi într-un spital. Pentru că
nu se potrivesc. Dar eu cred că lângă Dumnezeu și având valorile acestea, există bucurii sănătoase, nepăcătoase, pe care merită să le gustăm și să le trăim în viața noastră. Și e aici amintit gândul acesta de legat de sentimente. Sentimentele, cum este și bucuria, este un sentiment, e nevoie să fie controlat. E nevoie să fie direcționată corect. În firea noastră, bucuria ne poate duce în niște direcții pe care nu le-am plănuit, pe care nu le-am imaginat și după aceea le regretăm. De asta este foarte important să le controlăm. Iar când vin binecuvântări din partea lui Dumnezeu, când vin lucruri frumoase, e bine să ne bucurăm pe deplin. Să nu stăm cu frâna de mână trasă, lasă că de ce să mă bucurească, poate poi mâine nu știu ce se întâmplă, speriați și cu gânduri de genul acesta. Neemia spune, nu pusesem nici o zi tristă înaintea împăratului. Nici o zi. Nu se întâmplase. Singur. Mulțumesc. Deci, dacă eliberarea de vină aduce pace, dacă inima nouă, transformată, aduce o revitalizare, o viață nouă, dacă trăirea acestui legământ aduce bucurie, ce rol are misiunea în viața creștinului? Este vorba de sens? Sigur. Păi, vrând nevrând, fiecare dintre noi avem o influență. Lăsăm niște urme. Transmitem un mesaj fie că nu, și atunci când nu vorbim. E foarte important ce mesaj transmitem. E foarte important ce urme lăsăm. Și este extraordinar să înțelegem că atunci când cineva ne va vedea bucuroși, împliniți, cu pace în suflet, având niște valori, să știți că vor fi oameni care poate nu vom ajunge la ei să le explicăm, care se vor uita la noi și ne vor lua de model. Și care va spune, mie îmi place cum. Mi se pare interesant, voi aborda, voi studia. Eu cred că este și misiune voluntară pe care trebuie să o facem, adică să povestim și să vorbim. Dacă Dumnezeu mi-a făcut bine, aici dacă cum spunem despre un medicament, medicamentul ăsta mie mi-a făcut bine. Pentru că te iubesc și țin la tine, îți spun și ție despre medicamentul ăsta, dar există și o misiune involuntară pe care de multe ori nu știi când, nu știi cum, un om te-a văzut, cum gândești, cum trăiești, cum vorbești și va spune, îmi place, pentru că simt că e ceva altfel. Și noi avem nevoie și cred că și noi și lumea în jurul care avem nevoie de altceva decât lumea aceasta poate oferi. Bucuria lumească, păcatul și așa mai departe. Și trăind într-un legământ cu Dumnezeu, un legământ serios, în adevăratul legământ, putem să fim o lumină pentru cei din jurul nostru. Aș vrea să leg, ne aflăm spre sfârșit, am intrat la joi, dar aș vrea să leg ceva de miercuri cu joi. Apocalips 2:11. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, cel ce va birui, nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Ar fi, zic eu, insuficient studiul acesta dacă am trece ușor peste ideea biruinței. Adică avem nevoie să fim vindecați, dar vindecarea trebuie să cunoască un grad de comparație și gradul ăsta de comparație superlativ înseamnă biruință. Suntem din ce în ce mai confuzi datorită dezbaterilor teologice în legătură cu dacă este posibil să fim biruitori asupra păcatului sau nu. În ultima vreme sunt manuale de studii teologice care vorbesc din ce în ce mai mult că nu putem să obținem biruință. Adică omul va păcătui până la capăt. Ideea de a păcătui accidental sau ideea de a păcătui ca acceptare sunt două lucruri total diferite. Cu toate acestea, aici spune, domne, să birui păcatul.
Așa zice. Nu știu cum înțelegem ideea de a birui în condițiile în care noi tot ne fălim cu ideea că biruitorii tot vor păcătui. Aș vrea să vă întreb în final, biruitorii vor păcătui sau nu vor păcătui? Cum e biruința asta vis-a-vis de păcat? Cum o vedeți? Nu știu, n-aș vrea să fie o chestie conceptuală teoretică, dar cred că, până la urmă, ar trebui să știu ce vrea Dumnezeu de la mine. Ce vrea Dumnezeu de la mine când îmi spune, veți birui. Și cel ce va birui, ăla nu va avea moartea puterea asupra lui. Și asta arată ce fel de biruință este. Că biruința este atât de categorică încât va birui moartea. Cum vedeți ideea de biruință? Există, spre exemplu, într-un război și bătălii câștigate, dar nu încheiat războiul. Ceea ce este o perspectivă, ca și un alt exemplu, am pe cineva care spunea, domnule, fumam 2 pachete pe zi și astăzi fumez 2. 2 ce? 2 țigări. Țigări. E o evoluție. Sau s-a biruit ceva. Nerezolvată complet. Dar perspectiva este una sănătoasă și una bună. Asta poate fi o perspectivă, adică am biruit multe lucruri rele din viața noastră. Dar mai avem câte 2 țigări fiecare? Și mai avem câte 1, 2, 3. Poate să fie una, dar eu cred... Nu, haide să fim foarte clari în privința asta. Știi, dacă ar fi vechiul legământ și dacă ar fi cu firea, atunci ar fi așa, uite, de la două pachete am ajuns la 1.5, că e vorba de mușchii mei. Pe urmă la 1 și pe urmă la nu știu ce și așa mai departe. Ok, am vrut să ilustrez cum gândesc la anumiți oameni. Nu, foarte bine, ai ilustrat foarte bine, că m-a ajutat pe mine. Ok. M-a ajutat pe mine. Da, eu cred că putem avea biruința deplină. Eu cred că putem. Și asta nu spun în sensul de a ne lua niște merite. Am ajuns sfânt. Am ajuns un înger. Și priviți-mă așa. Dar eu cred că Duhul Sfânt, nu știu când, exact ca vântul, nu știu de unde vine și unde se duce, poate să facă lucruri. Alin, așa este. Pe de altă parte, cred că imaginea asta n-ar trebui pusă la ideea de luptă împotriva păcatului, pentru că la ideea de luptă împotriva păcatului, Dumnezeu ar trebui să fim extrem de conștienți. Adică Dumnezeu vrea să știe când a obținut biruință și să știm dacă n-am obținut biruință. În spiritul profetic se spune, zice, fiți atenți la punctele voastre slabe de caracter. Uite, ca să fie limpede, tot aici, la Miercuri, Apocalipsa 21:8. Cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli, mincinoși. Cine sunt ăștia, ăsta mincinosul ăsta care aici, spre exemplu? Câte minciune a spus? De la una a spus. Deci dacă a spus o minciună, e mincinos sau trebuie să spună mai multe? Dar cine a călcat o singură poruncă sau a făcut o singură păcat? Și atunci am ajunge la concluzia că cel ce a biruit câte? A biruit tot. Tot. Adică fricoșii, necredincioșii. Vă rog să observați cum un anumit păcat, o anumită slăbiciune de caracter se extinde asupra caracterului întreg și minciuna formează mincinoși. Necredința formează necredincioși. Frica formează fricoși. Ce să zic? Ucigași și așa mai departe. Biruința este o zonă care ține de viața în nou legământ. Adică, cred că ar trebui să avem curajul să vorbim despre această biruință, nu doar biruința ultimei generații, nu doar atunci se ajunge la un punct. Biruința pe tot traseul acesta al luptei poporului Dumnezeu. Poporului Dumnezeu trebuie să biruiască azi. Sigur. Poate că ne teamă de multe ori să spunem de biruință că privim mai mult la noi. Și privind la noi, deja ne cam cade speranța. Eu cred că atunci când vorbim despre biruință, trebuie să vorbim despre reprezentantul nostru înaintea lui Dumnezeu, despre mijlocitor. Dacă El a biruit și a biruit în Hristos și noi putem birui prin Hristos.
prin Duhul Sfânt putem lucrul acesta. Și, cum să spun, când spunem putem, ne bazăm pe El. Uh-huh. Și ne bazăm pe disponibilitatea. Deci nu singur Iustus în pecatore, nu, Iisus Hristos a făcut totul pentru noi și acum noi mergem prin toate șanțurile pe care, nu? Nu. Nu. Deci eu cred că cea mai mare problemă și de fapt unde ar trebui să biruim este să ne dorim cu adevărat. Dacă ne dorim cu adevărat și ne legăm de El, lucrurile merg în direcția corectă. Mai dai voie, Ionel, să închei eu, poate că voi mai continuați, dar eu aș vrea să închei citind câte ceva din Iov. Dacă îmi dați voie, vreau să adaug ceva aici. Ellen White scrie cuiva în anul 1886: îmi doresc ca tu să nu fii un aproape biruitor, ci să fii un cuceritor și mai mult decât un cuceritor, prin acela care te-a iubit și și-a dat viața lui ca să te salveze de la ruină. Deci 90% biruitor, 99% biruitor nu este ceea ce este plănuit pentru noi, ci 100% victorie totală. Viața de biruință și viața în nou legământ e posibilă. Dacă a fost posibilă pe vremea lui Iov, prima carte scrisă a Scripturii, înseamnă că de la bun început lucrul ăsta era posibil. Citesc din Iov 29 de data aceasta. Urechea, versetul 11 mai departe. Urechea care mă auzea mă numea fericit. Problema bucuriei. Ochiul care mă vedea mă lăuda. Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor și pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului venea peste mine. Umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu treptatea și îi slujeam de îmbrăcăminte. Neprihănirea îmi era manta și turban. Ideea aceea a Noului Testament cu haina de neprihănire începe cu Iov. Orbului îi eram ochi, șchiopului, picior, celor nenorociți le eram tată, cercetam pricina celui necunoscut, rupeam falca celui nedrept și smulgeam prada din dinți. Versetul 21. Oamenii mă ascultau și așteptau, tăceau înaintea sfaturilor mele. După cuvântările mele, niciunul nu răspundea și cuvântul meu era pentru toți o rouă binefăcătoare. Mă așteptau ca pe ploaie, căscau gura ca după ploaia de primăvară. Când li se muia inima, le zâmbeam. Și fiți atenți. Și nu puteau izgoni seninătatea de pe fruntea mea. Îmi plăcea să mă duc la ei și mă așezam în fruntea lor. Eram ca un împărat în mijlocul unei oștiri, ca un mângâietor lângă niște întristați. Vă mulțumesc. În concluzie, viața trăită în legământ cu Hristos, fie că este vorba de viața aceasta, fie că este vorba de viața viitoare, este o viață superbă. O viață trăită din belșug. Să ne ajute Dumnezeu. Ionel, ne provoacă, ne cheamă viața asta. Pentru că în timp ce tu spuneai lucrurile astea, mi-am adus aminte de osteneala noastră, de oboseala noastră, uneori de prăbușirile noastre în gol, de patinajele noastre pe care le avem. De asta mă întreb, Doamne, oare dacă vrei asta să fie realitatea vieții noastre, când vom începe? Prin harul Tău, prin Duhul Tău, Cel Sfânt. Amin. Dumnezeu să ne, să ne ajute să începem. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în timpul acestui trimestru vă așteptăm la începerea unei serii noi de studii și până atunci vă dorim multe binecuvântări. La revedere!